voi înainta un material, atât Complexul Energetic Oltenia, cât și Ministerul Energiei, domnului ministru, cu privire la activitatea Complexului Energetic Oltenia pe raza județului Gorj și la aportul pe care trebuie să le aducă administrațiile publice locale județene, împreună cu administrația ce coordonează această activitate, Guvernul României, în speță conducerea Complexului Energetic Oltenia și Ministrul Energiei. Călinoiu vrea ca și județul Gorj să fie parte a strategiei energetice naționale, încât strategia de dezvoltare durabilă națională să includă și strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj. În acest sens, ne arătăm și am înaintat materialul, deschiderea în continuare de susținere a activității Complexului Energetic Oltenia și a locurilor de muncă, sediul la Târgu Jiu, dar în același timp, pe lângă măsurile pe care doresc dânsii să le ia pentru eficientizarea activității, să nu se rupă din contextul strategiei și le-am înaintat foarte clar problemele pe fiecare localitate în parte. N-am auzit în această strategie de decât de restructurare, de 5.000, de 6.000, de 1.000, de nu știu câți oameni afară. Dar n-am auzit de vatra de sat de la Cornești că trebuie să o dea comunei Bălești și oamenii o cer și trebuie... În memoriul înaintat ministerului se mai notează și faptul că trebuie să fie realizată o strategie pentru reconstrucția ecologică a zonelor afectate de Complexul Energetic Oltenia. Toate aceste probleme vor fi expuse și în fața ministrului. Înțeles, solicit pentru susținerea acestui material întâlnire directă la Ministrul Energiei. De asemenea, voi demara și o acțiune legată de susținerea activității Complexului Energetic Oltenia prin semnături pe care să le obținem de la români pentru această activitate deosebit de importantă pentru economia națională, Complexul Energetic Oltenia. În prima fază, semnăturile vor fi strânse în județul Gorj, apoi acțiunea va fi extinsă și la nivelul județelor vecine în vederea susținerii activității Complexului Energetic Oltenia și promovarea unei strategii energetice care să includă și Gorjul.